Începând din 21 februarie, Tradeville intermediază oferta publică de majorare de capital pentru BitNet Systems. Noi cunoaștem BitNet, este liderul pieței de IT training din România, listată pe sistemul multilateral de tranzacționare, categoria Premium, la Bursa de Valori București, un nume foarte cunoscut printre investitorii la bursa noastră. Oferta și tot acest proces are mai multe secvențe. Prima secvență s-a consumat deja între 21 februarie și 2 martie. A fost o perioadă de timp în care investitorii puteau tranzacționa, respectiv cumpăra drepturile de preferință, adică drepturile de a subscrie în acest proces. Și a început a doua secvență. În sine, subscrierea acțiunilor noi la BitNet. Această secvență se va desfășura între 5 martie și 3 aprilie. Și pentru că am vrut să transmit niște informații din partea cuiva care chiar cunoaște în detaliu tot acest proces, l-am lângă mine pe Adrian Marin. Bună ziua! Salut! Broker senior la Tradeville, pe care îl știți din multe alte podcasturi și de piața internă și de piețe internaționale. Adi, o să te las pe tine să explici. De această dată preferăm să avem și site-ul Tradeville și platforma în față, ca să fie cât mai în detaliu toată explicația asta, și o să mergem pe aceeași bifurcație pe care am avut-o în primul podcast dedicat ofertei BitNet de acum, cred că câteva zile. Și anume, sunt client Tradeville, ce pot să fac? Nu sunt client Tradeville, care este varianta mea? Îți propun să începem cu varianta nu sunt client pentru că Tradeville, pentru că asta este varianta un pic mai complicată. Corect, așa este. Păi, Mihai, în cazul în care nu sunt client Tradeville, o să fac și o scurtă împărțire aici. Dacă nu sunt client Tradeville și aș dori să devin unul, putem să deschidem un cont de tranzacționare. Aflându-ne pe website-ul nostru, putem vedea faptul că avem în partea dreaptă a site-ului sus butonul de deschide cont. Și aici putem să mergem pe completarea documentației online. Ce este foarte important de menționat este faptul că putem deschide contul 100% online, adică nu trebuie să mai trimitem documente prin poștă, curier sau alte nebunii. Completând online formularul de deschidere cu datele dumneavoastră, după aceea trebuie încărcate câteva documente direct pe site, veți primi un link unde puteți face acest lucru și după aceea vi se activează contul. Deci, în esență, deschiderea unui cont poate dura maxim câteva ore. Deci, în ziua respectivă se poate deschide dacă avem toate documentele în regulă. Din momentul în care am deschis contul, după aceea, categoric, putem transfera drepturile de preferință. Ele în continuare pot fi transferabile de la un intermediar la altul sau din depozitarul central către un intermediar. Și mai apoi se poate face subscrierea în funcție de cum pune la dispoziție respectivul intermediar. Fiind cazul nostru, o să ajung imediat și acolo, la cum subscriu dacă am deja cont la Tradeville și am deja drepturile în portofoliu. Puteți face lucrul acesta 100% online din aplicațiile Tradeville, adică și din platforma web și din mobil, fiindcă este foarte simplu. Ei bine, în cazul în care, să spunem, nu am cont la Tradeville, drepturile mele de preferință se află în secțiunea 1 a depozitarului central, deci nu se află la niciun alt intermediar, atunci putem merge pe site-ul nostru și avem acest banner, ofertă publică de majorare capital BitNet, și în momentul în care o accesăm, putem găsi mai multe detalii. Putem consulta dacă dorim documentația majorării în sine, adică putem vedea prospectul și toate documentele necesare și de asemenea avem și secțiunea aceasta. Dacă ai drepturi de preferință în secțiunea 1, vezi detalii aici. Drept urmare, site-ul ne duce într-o scurtă prezentare a modalității de subscriere și mai apoi putem să acceptăm noi subscrierile în baza formularului pe care îl puteți accesa din linkul acesta.
Completând formularul efectiv, ni-l puteți transmite după aceea în original și vom putea accepta subscrierile. Evident, vă sunt indicate aici toate instrucțiunile pentru a putea subscrie. Acum, revenind la modalitatea de subscriere, în cazul în care am deja drepturile de preferință în portofoliu, lucrurile stau și mai bine, în sensul în care putem să accesăm platforma de tranzacționare și să mergem pe lansarea unui ordin obișnuit în piață. Singura diferență este următoarea. În momentul în care completăm formularul, la simbol evident trecem BNet, simbolul lor, compania Bitnet, operație cumpăr. Foarte important, trebuie să stabilim la valabilitate open, altfel nu vom putea lansa ordinul. Cantitatea pe care trebuie să o trecem noi aici este cantitatea de acțiuni pe care o putem subscrie. Evident, având un număr de drepturi, readuc la cunoștință faptul că sunt necesare 5 drepturi de preferință pentru a subscrie o acțiune nouă la prețul de 0,83. Avem un număr de drepturi, împărțim la 5, trebuie să ne dea un număr întreg, deci dacă avem decimală, rotunjim în jos și aflăm cantitatea maximă pe care o putem subscrie. Și o putem tasta în câmpul acesta. La preț, evident, așa cum spuneam, trebuie să trecem prețul din oferta de majorare și anume de 0,83. O ultimă mențiune în completarea formularului este aceea că trebuie să mergem la secțiunea de formular detaliat, iar la observații să scriem ofertă. Asta pentru a putea lansa ordinul pe secțiunea de ofertă și de subscriere în cadrul majorării. Totodată este important de menționat faptul că în cazul procesării acestor ordine de subscriere, depozitarul central percepe acea taxă de 21 de lei. Deci trebuie să avem în vedere că dacă avem un număr total de acțiuni maxime pe care le putem subscrie, dacă dorim să subscriem de toată cantitatea, este bine să lansăm un singur ordin, pentru că altfel dacă lansăm mai multe, ni se va percepe acea taxă de 21 de lei de fiecare dată. Deci, per ansamblu, aceasta este procedura. De asemenea, trebuie să aveți în vedere ca în contul de tranzacționare să avem disponibilul de bani decontați de data aceasta. Reamintesc faptul că decontarea tranzacțiilor, deci în cazul în care am efectuat o vânzare, bani pe care mai apoi doresc să-i utilizez pentru a subscrie, trebuie să am în vedere decontarea acelei tranzacții care durează 2 zile lucrătoare. În momentul în care am suma de bani decontată pentru cantitatea pe care doresc să o subscriu, voi putea lansa ordinul direct din platformă. Același lucru se întâmplă și pe platforma de mobil. Aceleași coordonate trebuie să le introduc. Simbol vânet, cumpărare, open, cantitatea pe care o doresc, preț 0,83 și în platforma de mobil de asemenea avem câmpul de observații, scriem la fel ofertă și se lansează ordinul. Deci, în mare, aceasta este procedura. Da. Da, și secvența asta, repetăm, se desfășoară până pe 3 aprilie. Până pe 3 aprilie, da. Nu mai știu exact, dar putem verifica în platformă dacă mergem tot în secțiunea de tranzacționare IPO, alte oferte publice, oferte și subscrieri. Important de menționat este că aici, Mihai, vedem absolut toate ofertele ce se desfășoară pe piață, oferte publice ce se desfășoară în momentul de față, majorări de capital, de răscumpărări și așa mai departe. Da? De ce am vrut să verific informația? Pentru că pe data de 3 aprilie vom putea accepta subscrieri până la ora 13. Până Deci, ora 13. da, deci în cazul în care așteptăm până atunci, va trebui să avem în vedere această marcă de timp importantă, că în ultima zi avem o dată mai devreme când se închide efectiv oferta. Da. Adi, mi se pare că tocmai am auzit cea mai bună și mai prietenoasă explicație pentru o majorare de capital în Da. istoria bursei noastre. Da, poate părea complicat la început, fiindcă sunt drepturi, nu știm ce să facem cu ele, la ce îmi folosesc, cum subscriu și așa mai departe. Dar luând lucrurile punct cu punct, ajungem să descoperim faptul că nu e atât de complicat.
Și până la urmă e o modalitate foarte atractivă prin care o companie în general poate să atragă capital de pe piețe, nu? Direct de la acționari, sigur. Da, e cu atât mai simplu cu cât găsim toate aceste repere și referințe online pe platformă. Deci pentru clienții Tradeville, așa cum spuneam în deschidere, este infinit mai simplu, Da. inclusiv vis-a-vis de operațiunea asta. Și totuși, dacă există în continuare nelămuriri sau dacă apar Da. unele întrebări, hai să repetăm faptul că suntem disponibili prin departamentul de helpdesk, prin departamentul de brokeraj, deci se găsește Da. asistența la Tradeville, inclusiv integrată în platforma de tranzacționare, acolo unde Da. în timpul programului de lucru răspundem în maximum 2 minute. Da, așa cum este afișat și pe această pagină, avem sub partea de sus adresa de e-mail de la Helpdesk, numărul nostru unde ne puteți contacta și mai apoi vă vor redirecționa colegii mei către persoana care vă poate ajuta cel mai bine și de asemenea în josul paginii avem și live chat-ul pe care îl putem deschide în ideea în care să adresăm anumite întrebări dacă avem ceva nelămuriri. Sigur că da. Mulțumesc mult de tot, Adi.